Termene, platformă înființată acum 9 ani de zile, anul viitor facem și noi 10 ani, cea mai mare platformă din punctul nostru de vedere astăzi cu informații de business intelligence, informații despre companiile din România, cu o componentă semnificativă și în creștere de inteligență artificială, un proiect foarte mare la care am lucrat în ultimii 3 ani de zile, dar am început de fapt acum 5 ani. Și astăzi am reușit și cu ajutorul inteligenței artificiale facem tot felul de analize și de predicții cu privire la companiile din România, atât la nivel micro, dar și la nivel macro. Putem vedea tendințe, trenduri, ceea ce urmează să se întâmple în economie din perspectiva AI-ului. Adrian, știu că ești implicat în TBR și acolo vă ocupați de scalarea și creșterea companiilor românești. Din experiența voastră, ai putea să ne spui care ar fi acel singur lucru pe care o companie ar trebui să-l facă pentru scalare? Unul singur? Mai cred că consecvența este ceea ce văd că lipsește în foarte multe din companii, în special lipsește antreprenorilor care vin, mai citesc o carte, mai participă la o conferință, mai aud un curs, mai au o idee genială, tot timpul vin și perturbă cumva lucrurile, ceea ce într-un fel, ei asta trebuie să facă, că de asta ești antreprenor, să ai tot timpul idei și creație. Dar pe de altă parte, companiile au nevoie de consecvență și de stabilitate fundamentală, stabilitate operațională. Și această stabilitate obții doar fiind consecvent cu deciziile pe care le iei, cu evaluările de performanță, cu ședințele trimestriale pe care noi le recomandăm. Și consecvență în timp, nu o săptămână, două, trei, ci un an de zile. Stăteam de vorbă mai devreme cu cineva și mă întreba când a fost să face, cât aveți voi, aveți 2-3 ani de zile, nu? 3-4 ani are compania voastră. Zic, nu, are 9. Și atâția ani ne-a luat ca să ajungem să avem niște lucruri bine puse la punct, să avem un model de business pe care putem să-l creștem și pe care putem să-l scalăm. Și am ajuns aici pentru că am avut răbdare și ne-am păstrat destul de mult consecvența în toți acești ani. Deci dacă ar fi să renunți la multe lucruri și ai avea în continuare șanse să ai succes sau să crești și să scalezi business-ul. Cu siguranță, dacă renunți la consecvență, nu ai șansele tale de a avea succes în business sunt extrem de limitate.